Bună, Johan, vă salută din nou. Pentru început vă reamintesc ce fac eu mai exact. Diverse lucrări de reparații, obiecte unicat, recondiționări și din când în când prezint și scule, unelte. Vă mulțumesc că urmăriți acest videoclip, canalul meu și dacă vă abonați, oricum vă mulțumesc. În acest videoclip o să vă arăt cum fac eu mentenanța, sau mai bine zis, întreținerea la un compresor Stanley Fat Max de 50 de litri, motor de 1500 de W, schimb uleiul, am golit deja rezervorul de apă, îl golesc la o lună aproximativ, depinde și cât lucrez. Pot să-l golesc mai repede sau mai să treacă o perioadă mai lungă, dar depinde și cât lucrează omul. Cu un astfel de compresor. Compresoarele astea, cum spun eu, sunt xeroxate. Când l-am cumpărat, m-am uitat la mai multe, dar toate au aceleași date, motoare cu mici diferențe. Carcasă de plastic, dar toate sunt xeroxate, așa spun eu. Filtrul de aer este curățat. Este spălat, suflat cu aer și folosesc pentru asta un spray pentru filtre de aer. Reține mai bine praful. O să pun filtrul la loc. Filtrul l-am spălat, să nu fie un videoclip foarte, foarte lung. Am schimbat uleiul la 10 ore, în carte scrie 100 de ore, dar depinde fiecare cât lucrează, eu oricum îl schimb mai repede. Bușonul sau șurubul se desface cu o cheie de 8. Desfac joja. Preferam să aibă vizor, nu jojă. Și un mâner aici metalic, cum am văzut la altele, dar pe asta l-am ales eu. Asta este. Probleme nu am avut numai cu garnitura asta de aici. Minerul îmi place că este reglabil și s-a reglat perfect în locul, pentru locul unde stă. Din două bidoane de lapte am făcut două recipiente pentru golire. Este indicat să fie uleiul cald, adică să porniți compresorul înainte de a goli uleiul, pentru că este mai fluid. Dar oricum se scurge destul de încet și așa. O să vă arăt și ce ulei folosesc. Citiți și instrucțiunile, pentru că nu degeaba sunt instrucțiuni. Fiecare unealtă are alte date tehnice și contează orice. În el intră 270-280, 270 bag eu de obicei. Pe jos se poate regla educare plus maxim și minim. Este un compresor pentru uz normal, pentru un atelier foarte mic. Eu îl folosesc pentru curățarea unei uși, de exemplu, după ce o șlefuiesc, curățarea sculelor de praf, la capsator
îl folosesc și să verific presiunea în pneuri. Acesta este uleiul. Sper să se vadă. Să focusez iarăși la loc. Am ales varianta cu golire în spatele ceasurilor pentru că golirea aia prin fața motorului nu mi se pare practică. Asta este uleiul, eu îl sigur are reziduri în el. Metalice, șpan, foarte, foarte mic, dar eu îl schimb mai repede, întotdeauna. Sau șurubul ăsta. Cheie de 8 să desface acest șurub. Jur de 270 bar, eu 270 de mililitri. Mă șterg o dată. Garnitura s-a rupt, am schimbat-o, s-a umflat efectiv, nu știu de ce. Probleme cu el nu am avut, dar nu este un compresor pentru, de exemplu, o vulcanizare sau ceva mai mare, nu. Este un compresor mic, 50 de litri. Da, m-am uitat la lumină mai bună și este în regulă nivelul. Deci trebuie făcută mentenanța, eu sincer o fac mai repede, pentru că este un motor și este bine să fie schimbat uleiul mai repede.
Deci, acesta este schimbul sau mentenanța făcută pentru la acest compresor. Astea sunt profesionale, astea sunt de la Hatzet, le-am cumpărat extra. Și mai am și chei tubulare și alte piese, alte scule de la Hatzet. Sper că o să vă fie de folos când doriți să schimbați uleiul într-un astfel de compresor. Cele care au vizor, poate se desface vizorul sau au șurub lângă, depinde. Sunt mai multe compresoare din astea și forme, și dar în general toate sunt la fel. Ioan vă mulțumește că ați urmărit acest videoclip și vă dorește o zi super faină. Vă mulțumesc!